Tot mai mulți elevi gorjeni optează an de an pentru învățământul profesional, în prezent peste 1000 de elevi învățând la școlile de profil. Lunar aceștia primesc și un stimulent financiar din partea statului în valoare de 200 de lei. După terminarea celor 11 clase, elevii au posibilitatea să-și găsească mai ușor un loc de muncă, dar și să urmeze cursurile de seral pentru a absolvi liceul. În Gorj, în acest an școlar, numărul elevilor care au ales să urmeze o școală profesională este în creștere comparativ cu anii trecuți. În clasa a noua funcționează 19 clase de învățământ profesional, în clasa a 10-a 18 clase, iar pentru clasa a 11-a 19 clase. Numărul elevilor înscriși în clasa a noua este 454, numărul elevilor înscriși în clasa a 10-a 357, iar elevii înscriși în clasa a 11-a învățământ profesional sunt 340. Calificările pentru care candidații pot opta sunt diverse. Acestea pot fi în domeniul auto, în construcții sau turism. Se încearcă diversificarea acestei oferte, dar nu se poate realiza decât în parteneriat cu agenți economici care funcționează își desfășoară activitatea în județul Gorj și care pot să asigure elevilor posibilitatea de a desfășura practica, fără de care evoluția lor profesională nu se poate realiza. Din 2012, elevii care au optat pentru această formă de învățământ primesc lunar o bursă profesională în valoare de 200 de lei. Se preconizează într-un proiect de act normativ că această sumă va crește la 250 de lei. Menționăm că ea nu poate fi obținută simultan cu ajutorul oferit prin proiectul Bandeliceu. În general, elevii care termină o școală profesională pot să-și găsească mai rapid un loc de muncă.